Bună ziua, bine v-am găsit la nouă ediție a emisiunii InfoSport de la InfoHD. Astăzi o să analizăm tot ceea ce se întâmplă la FC Hunedoara 1921 și pentru acest lucru i-am invitat pe trei dintre cei mai importanți oameni, zic eu, ai clubului. În primul rând încep cu președintele Alin Barna, sper să nu fi greșit numele. Bine ai venit în studio. Bine v-am găsit, salutări tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Domnișoara Alina Moraru, antrenoarea fotbalului, echipei de fotbal feminin FC Hunedoara 1921. Bună ziua, bine v-am găsit. Și domnul Victor Roșca, cel mai experimentat dintre noi din punct de vedere fotbalistic, antrenorul echipei mari, echipei de seniori de la FC Hunedoara 1921. Și cel mai bătrân, probabil. Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua, bine v-am găsit. În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați acceptat invitația de astăzi. Astăzi o să avem o emisiune, spun eu, prin care o să încercăm să atingem toate punctele ce se pot discuta despre FC Hunedoara 1921 și aș avea rugămintea să încep cu domnul Alin Barna, președintele echipei. În primul rând, de unde vine numele echipei FC Hunedoara 1921? Vreau să spun că numele în acte este Clubul Sportiv Fotbal Club Hunedoara, FC Hunedoara, iar acest sufix 1921 l-am adăugat neoficial pentru a arăta încă o dată cât de importantă este tradiția fotbalistică pentru noi din punctul de vedere al municipiului Hunedoara. FC Hunedoara este echipa formată după ce mult mai celebra Corvinul Hunedoara a întâmpinat probleme și se află deocamdată în, pot să spun, stare de îngheț, dacă nu greșesc, pe căldurile acestea. Iar echipa actuală s-a înființat tocmai pentru a suplini vidul de fotbal la nivel de municipiu și, așa cum era și normal, cel mai potrivit nume, fiind vorba de clubul fanion al municipiului și al județului Hunedoara, a fost Fotbal Club Hunedoara. Iar 1921, tocmai pentru istoria neîntreruptă de fotbalistică de la Hunedoara. Pentru că mi-ați aruncat o mânușă, palmaresul și tot ceea ce era echipei FC Corvinul Hunedoara, vă aparține sau a rămas la vechea echipă care, așa cum ați spus, este actualmente înghețată? Palmaresul, brandul și tot ceea ce înseamnă Corvinul 1921 Hunedoara sunt încă la președintele clubului, domnul Mircea Alic, însă și acesta este strâns cu ușa de către societatea juridică de avocatură care îi reprezintă interesele în procesele arhicunoscute pentru cazul Lobonț. Și deși noi întreprindem și acum și am o relație foarte bună cu domnul Alic și facem tot posibilul pentru a recăpăta numele, Corvinul, culorile și palmaresul, încă suntem condiționați de finalizarea acelor litigii pentru a putea, într-adevăr, să ne punem la masă și să mergem mai departe cu Corvinul. Acest lucru ca să lămurim pe toți cei care iubesc fotbalul Hunedoara și mai ales pe locuitorii orașului Hunedoara, care eu știu de mulți ani au fost mereu aproape de echipă. Și tocmai de acest lucru vreau să profit și să invit toți cei care urmăresc emisiunea, dacă doresc să intre în direct cu noi, cu președintele clubului și cei doi antrenori de la echipele de seniori, au un număr cu tarif normal 0354 410 434. Putem fi apelați și răspundem la orice întrebare sau pot să ne adreseze un sfat sau orice lucru binevenit pentru echipa de la Hunedoara. Revin acum la domnișoara Alina Moraru. Este o noutate în Hunedoara fotbalul feminin. Cum vedeți dumneavoastră acest început de drum legat de echipă, ce ați găsit la Hunedoara și tot ceea ce puteți să ne spuneți de ce s-a întâmplat? Am înțeles că de prin septembrie ați început pregătirea cu fetele, între ghilimele, că am înțeles că de la săptămână la săptămână veneau altele și ușor, ușor ați reușit să încropați o echipă acolo. Ce puteți să ne spuneți de acest nou start în fotbalul hunedorean? În primul și în primul rând vreau să mulțumesc conducerii clubului că au acceptat să alcătuim o echipă de fotbal feminin în județ, pentru că suntem singura echipă din județ. Și în al doilea rând mi-am dorit eu foarte mult acest lucru. Am vrut să antrenez, nu în special fete, dar am văzut că aici în județul nostru nu există încă o echipă și am zis să încercăm. Și vreau să-i mulțumesc domnului Alin că a fost foarte deschis la această idee și ne-a sprijinit foarte mult și nu numai dumnealui și întregul colectiv de la FC. Ca și lot, sunteți mulțumită de ceea ce aveți actualmente la Hunedoara din punct de vedere al fotbalului feminin? Dacă întrebați un antrenor, cred că niciodată nu este mulțumit de lotul care îl are. Tot timpul tinde spre mai bine și spre mai mult. Însă sunt foarte mulțumită de lotul actual. Am reușit, pot să spun așa, să formez niște fete care n-au jucat în viața lor fotbal sau unele dintre ele n-au practicat în viața lor sport, ceea ce este un lucru foarte, foarte
foarte important pentru mine și au ajuns acum să joace ca o echipă. Ne antrenăm, da, din luna noiembrie, oficial anului trecut. Ne antrenăm zi de zi chiar și vrem să intrăm în Liga 1 de fotbal feminin a României și încercăm să facem față, pentru că este un campionat care este de mult și echipele înscrise joacă de ceva timp și se cunosc foarte bine, joacă foarte bine fotbal, dar acum rămâne de văzut dacă putem... Pentru că tot ați spus că vreți să promovați în Liga 1 sau să intrați direct ne în înscriem. Liga 1? Da, sunt momentan, sunt două ligi, Superliga feminină, unde joacă cele mai bune 10 echipe din țară, și Liga 1 de fotbal feminin, care este alcătuită din două serii. Am înțeles. Deci asta e ca o lămurire în plus pentru telespectatori. Fotbalul feminin nu are decât două ligi, Superliga și Liga 1. Deci FC Hunedoara, practic începând din luna august, cred, sau... Septembrie, va debuta în cea de-a doua ligă ca eșalon fotbalistic feminin, numită Liga 1 a fotbalului feminin. Bun, și acum să venim la cel mai experimentat și cel mai cunoscut, pot să spun, dintre noi de aici, din studio, domnul Victor Roșca. În primul rând vreau să vă mulțumesc în numele sportului hunedorean că ați acceptat să veniți, să preluați o echipă ca FC Hunedoara, deoarece sunt ferm convins că ați găsit destule greutăți venind la Hunedoara. Din câte știu eu, sunteți la a treia venire ca antrenor în județul Hunedoara. Cum ați găsit noua echipă FC Hunedoara 1921? Partea plină a paharului a reprezentat faptul că am găsit o echipă tânără, o echipă formată din foarte mulți jucători hunedoreni, o echipă care, zic eu, poate să facă performanță, bineînțeles, acest lot fiind, să spunem, ajutat sau trebuie să aducem cel puțin 2-3 jucători cu experiență în care să-i ordoneze pe cei tineri și în jurul cărora să formăm o echipă puternică cu care să atacăm promovarea. Este și mi-e greu să vorbesc despre minusuri, pentru că eu zic că o echipă a Hunedoarei nu prea ar fi avut voie să activeze în Liga a treia, dar probabil că atât condițiile financiare cât și cele de, eu știu, de poate de management, poate de instruire au dus la acest, eu știu, nedorit loc în Liga a treia. Eu am încredere că atât jucătorii cât și suporterii vor respecta imaginea și ceea ce a reprezentat Hunedoara în fotbalul românesc și vor încerca să o aducă acolo unde este locul. Această echipă care eu cred că în ultimii ani a fost în mod nedrept lăsată mai la coada preocupărilor celor care conduc județul și orașul. Bun, pentru că tot așa a spus doar jucători și suporteri. Eu vreau să revin la domnul Alin Barna și să-i adresez o întrebare. Stați că n-am terminat. Că spuneți atunci, da, spuneți. Trebuie să adăugăm și conducerea, care este alcătuită din niște oameni tineri și niște oameni care, în primul rând, sunt buni manageri, în al doilea rând, vor să facă performanță și pentru acest lucru am acceptat de la prima convorbire să preiau echipa. Vreau să vă spun că în ultimii două campionate am fost observator. Da, observator Liga 1. La Liga 1 și la Federație, la Liga 2 și a 3. Nu vreau să-l critic pe domnul Alin Barna, vreau să intervin cu o întrebare legată de exact ceea ce ne spuneați dumneavoastră.
Cum este relația dintre conducerea clubului FC Hunedoara 1921 și autoritățile locale și județene? Cum vedeți dumneavoastră din punct de vedere al clubului sportiv această relație? Pot să afirm cu tărie că începând cu preluarea acestei echipe am avut de fiecare dată ușile deschise la autoritățile atât locale cât și județene, iar încă din momentul debutului acestui an calendaristic 2015 am reușit să-i convingem pe toți factorii decizionali de la nivel județean și local că până la urmă această echipă este a comunității hunedorene. Cei din Hunedoara au fost foarte receptivi, fiind văzându-mă nevoit să le apreciez eforturile pe care le fac începând de la primar, domnul viceprimar, consilierii locali și ceilalți oameni din primărie, dar pe lângă ei am avut bucuria să vedem că și cei de la județ au înțeles că atât timp cât acum câteva decenii foarte îndepărtate, județul Hunedoara se mândrea cu două echipe la Liga 1, 7 la Liga 2 și o serie întreagă de Liga 3. Acum este puțin cam dureros, dacă nu chiar foarte dezastruoasă situația în fotbalul hunedorian. Și prezența unei singure echipe până la fericită promovare a cetății Deva, pe care îi felicităm prietenește pentru pasul făcut în Liga 3, nu era normală fără să fie și sprijinită. Având la Hunedoara, pe lângă echipa de seniori a clubului și încă deja peste 200 de copii și juniori împărțiți pe 9 categorii consecutive de vârstă, era vital ca banii investiți de comunitate să se ducă spre comunitate, iar noi pe partea noastră să încercăm să demonstrăm că acești bani sunt chipzuiți cum trebuie și că sprijinul pe care îl oferă autoritățile locale și județene este bazat pe ceva concret. Deci niciodată am fost tot timpul foarte transparent, inclusiv din punctul de vedere al decontării cheltuielilor, dar mai mult decât atât și din punct de vedere al imaginii publice, niciodată nu ne-am ferit să spunem adevărul pentru că nu avem nimic de ascuns. Nu este echipa noastră personală, este echipa comunității hunedorene. Oricine vrea să afle informațiile poate afla în orice moment, iar bucuria pe care o vedem pe chipurile copiilor atunci când mergem după amiază la stadion și vedem cum, din păcate, se chinuie să împartă două terenuri de antrenament cu toții, ne dă încrederea că suntem pe drumul cel bun și că acest proiect, bazat pe jucătorii din propria pepinieră și în care toată lumea își dă mâna pentru interesul comun al fotbalului hunedorean, va merge mai departe cu succes. Bun, revenim și la domnișoara antrenor a echipei de fotbal feminin. Cum ne-ați spus și dumneavoastră, până acum ați făcut antrenamente numeroase, ați reușit să închegați un lot. Sunt ca număr, este lotul suficient? Aveți suficiente jucătoare pentru debutul acestui campionat? Sunteți mulțumită de acest lot? Aș mai dori să mai vină câteva jucătoare, normal, să ne ajute la echipă, jucătoare cu experiență, însă la noi județ sunt câteva, dar joacă la echipe mari, cum ar fi Olimpia Cluj, campioana României și în străinătate, așa că ne va fi foarte greu să le aducem înapoi acasă, chiar dacă le-ar dori. Însă joacă pe bani, după cum se știe, și în momentul de față nu ne permitem să le oferim contractele care le primesc ele. Știu că ați deplasat și echipa la finala Cupei României, dacă nu mă înșel, de la Bistrița. Da. Mă gândesc că este un lucru pozitiv pentru jucătoarele dumneavoastră să vadă la lucru două echipe cu experiență mai mare în fotbalul feminin. Am dorit, eu și împreună cu conducerea, am dorit să vadă și fetele cum se desfășoară un meci oficial și mai ales un meci de așa nivel, practic cel mai important meci al campionatului României la fotbal feminin. Și îmi pare foarte bine că am fost împreună cu fetele și au văzut și ele cam cum stau lucrurile, ce nivel de pregătire au fetele, cum se așează în teren, lucruri pe care noi de-abia acum le punem în practică și altcumva pot să discut cu ele după ce au văzut lucrurile de acolo. Și încă o întrebare. Sunt mai greu de antrenat fetele decât băieții? Mult mai greu. Am antrenat și băieți mai mici la începutul carierei mele, să spun așa, de antrenor, însă cu fetele mult mai dificil.
Sunt mai indisciplinate sau care ar fi motivul principal al greutății? Da, pot să spun și indisciplinate, însă fetele, după cum știți, mai au și câteva probleme. Corect, da. Așa, și nu mai de sănătate sau așa, na, cu ochii după băieți, mai sunt și astea. Am înțeles. Domnule Victor Oșca, conform a ceea ce ne-a spus până acum dumneavoastră, se pare că ar mai fi de lucru la lotul echipei pe care o antrenați din acest sezon. Dar din ceea ce am văzut eu anul trecut, pentru că am fost la câteva meciuri pe final de campionat, evoluția echipei, din punctul meu de vedere al unui simplu spectator, a fost total nemulțumitoare, cel puțin ultimele 3-4 meciuri desfășurate pe teren propriu. Credeți că o mai bună organizare, un cantonament bine pus la punct înainte de începerea campionatului, și exact ce a spus și dumneavoastră, aducerea a 2-3 jucători cu experiență, pentru că Hunedoara anul trecut a avut acești jucători cu experiență. Nu vreau să dau numele acum, pentru că nici nu are sens să mai discutăm despre ce a fost. Credeți că sub comanda dumneavoastră va fi un an mai bun decât ceea ce s-a întâmplat anul trecut cu FC Hunedoara? Da, bineînțeles. Eu cu gândul acesta am venit. Nu am văzut echipa anul trecut, îmi pare rău, am locuit și locuiesc la o distanță foarte mare și, sincer să fiu, nici nu cunosc foarte bine jucătorii pe care i-am la ora actuală, dar prin ceea ce am făcut în antrenamente, prin discuțiile pe care le-am avut cu ei, eu cred că lotul este destul de valoros, este echilibrat din toate punctele de vedere. Numeric a trebuit să mai renunțăm la câțiva jucători, unii pentru că nu se ridicau la nivelul pe care ne-l dorim, alții pentru că sunt încă tineri și pot fi împrumutați ca să capete ceva experiență la echipe de Liga a 4-a. Deci, din punct de vedere numeric, suficienți. Repet, s-ar putea, odată cu începerea jocurilor de pregătire, vom avea miercuri și sâmbătă, săptămâna aceasta, două jocuri, s-ar putea să fie nevoie să mai aducem unul sau doi jucători sau nu. Este funcție de randamentul lor. Am început, momentan suntem cam la 25-30% din potențial din punct de vedere fizic. Din punct de vedere tehnico-tactic încă nu suntem nici măcar acolo, deci nici un sfert n-am lucrat. Este suficient timp. Băieții, din ce pot să spun până acum, din ce am văzut, vin la teren concentrați, sunt interesați de ceea ce le spun și eu sper să poată să pună și în practică, iar cu ceea ce vine în plus este vorba aici de talentul, de inteligența lor. De tinerețea lor? Tinerețe, sigur că da. Pentru că acum și de probabil de dorința foarte mare de a reuși în fotbal. Dorința o au. O au pentru că atât în antrenamente cât și în jocurile pe care le-am făcut între noi, am văzut că nu sunt niciun fel de acte de indisciplină. Deci dorința o au, sunt dornici de performanță, cred și sper, iar ceea ce vrem să facem este într-adevăr performanță. Chiar dacă se presupunem printr-un ghinion, n-am reușit în primul an, în al doilea an, cu siguranță, eu cred că vom promova. Ce nu mi-a plăcut mie ca și simplu spectator în tribună a fost acele comentarii pe parcursul meciului și aici aș vrea să rog pe domnul președinte, pentru că a fost aproape de echipă anul trecut, aceste probleme credeți că veneau din faptul că antrenorii nu au reușit să
să-i facă să stea concentrați la meci pe tot parcursul meciului, pentru că am văzut, de exemplu, la un meci acasă, un anumit jucător cu experiență, socotit dintre cei cu experiență, da, cele 90 de minute ori a discutat cu publicul, s-a certat cu spectatorii, ori a criticat jucătorii care erau pe partea lui sau că nu-i dădeau pasele cum trebuia, că, știu eu, greșeau o anumită fază, o așezare și așa mai departe. Eu zic că lucrurile astea nu duc la ceva pozitiv într-o echipă. Tocmai ce? Jucătorii cu experiență ar trebui să îi sprijine moral, să îi ajute, să îi încurajeze pe cei tineri. Poate din acest motiv ați și renunțat la jucătorii cu experiență care ați avut în lot anul trecut? Vreau să spun că și noi am analizat foarte pertinent ceea ce s-a întâmplat de-a lungul întregului campionat și putem afirma fără niciun fel de ascunziși că am fost foarte nemulțumiți de randamentul pe care l-au dat jucătorii pe care noi am considerat ca piese de bază în echipă, jucători care aveau ani buni de prestații la nivel de echipă care se bate la promovare sau chiar la nivelul Ligii a doua. Și pe lângă prestațiile în teren, într-adevăr, ne-au dezamăgit și aceste ieșiri comportamentale, pentru că, așa cum foarte bine a spus, fiind aproape de echipă, le-am remarcat, era inevitabil să le remarcăm. Am avut discuții cu jucătorii pe care i-am surprins în astfel de ipostaze și de fiecare dată s-a dat vina pe așa zisa presiune pe care publicul de la Hunedoara, fiind cunoscut ca foarte exigent și fiind cunoscător al fenomenului fotbalistic, a pus-o pe umerii echipei. Întotdeauna s-a spus că nu are nimeni răbdare la Hunedoara să se aștepte construirea unei echipe, dar până la urmă eu aș fi văzut aceste reacții poate normale venind de la jucătorii care într-adevăr ar fi fost supuși presiunii, jucătorii tineri care nu erau experimentați. Pentru că un jucător care se consideră că știe să pună problema așa cum trebuie, ar trebui să-și stăpânească tot ceea ce ține de partea psihică și psihologică în timpul meciului, să se concentreze la joc 100%, urmând ca la final să se bucure sau după casă să se întristeze alături de spectatori. Pentru că spectatorii, inclusiv la meciul de acasă, terminat 1-1 cu cei de la Mama Mia Becichere, cu Mic în tur, la finalul meciului, au aplaudat în picioare evoluția băieților. Deci le-am spus de fiecare dată chestia aceasta. Presiune ca presiune, dar până la urmă, nu poți prosti la nesfârșit publicul spectator și să spui că e albă când ea e neagră cât o vezi cu ochii. Și, într-adevăr, au fost făcute aceste analize și ne-am dat seama că încă un an în aceeași formulă ar putea duce la riscul ca merele bune din coș să fie nu stricate de tot, dar parțial alterate de aceste ieșiri. Și până la urmă, anul trecut, fiind un an de construcție și de tranziție, am acceptat ca rolul de manager al vestiarului să fie luat 100% de către antrenorii care pe parcurs au perindat la conducerea echipei și niciodată nu am intervenit decât în cazurile extreme. Pentru că, așa cum e normal, antrenorul știe cel mai bine cum să-și motiveze jucătorii, știe și cum să-i dojenească și să le sancționeze abaterile, el răspunzând până la urmă primul de ceea ce se întâmplă în vestiar, la antrenament, pe terenul de fotbal, dar și în afara lui. Se pare că acum, de când a venit domnul antrenor, domnul profesor Oșca, poate și jucătorii au resimțit acest șoc al schimbării și cel puțin vizibil, arată că nu vor repeta greșelile de anul trecut. Eu am toată încrederea că așa va fi și în realitate. Cu siguranță și eu am aceeași încredere, mai ales pentru renumele pe care îl are domnul Victor Oșca. Revenind la domnișoara Alina, meciuri. Am vrea poate și noi ca simpli spectatori să vedem un meci amical al echipei de fotbal feminin la Hunedoara. Se anunță ceva amicale până la începerea ediției de campionat? Meciuri amicale jucăm aproape fiecare săptămână cu băieții de la grupa de copii și juniori ai clubului. Însă un meci de fotbal feminin, am vorbit cu echipa Olimpia Cluj și ne-au asigurat că după 16 august vor putea veni, se vor putea deplasa în Hunedoara pentru a juca un meci amical cu echipa a doua. Deoarece cu prima echipă nu cred că vor putea face față. Da. Dar legat de fotbalul ăsta feminin, care totuși în România nu e
foarte, foarte bine dezvoltat, să spunem așa. Avem, cum am spus, doar două ligi, probabil în total sunt undeva la 25 de echipe, 30 maxim. Credeți că ar fi un lucru benefic pentru fotbalul feminin să se lanseze și un campionat de junioare? Există. Există și în momentul de față un campionat de tinere speranțe, așa se numește. Anul acesta, în iunie, a debutat, practic, la Brașov, dacă nu greșesc. Au fost un număr de maxim 10 echipe strânse de la echipele care deja au un lot în Liga 1 sau în Superliga și și-au creat și a doua echipă de junioare, până în 14 ani. Păi atunci să lansăm o invitație tuturor părinților sau fetelor care doresc să joace fotbal să vină spre Hunedoara. Nu ne-ar strica, zic și eu, să înființăm și acolo o echipă de junioare. Chiar dacă vor fi de vârstă diferită, măcar formează un nucleu din care poate câteva dintre ele pot să explodeze și să ajungă... Avem câteva și în lot chiar acum, sub 14 ani, care sunt foarte bune și se anunță a deveni mari fotbaliste și cred și sper că la începutul campionatului, când va începe și școala, voi putea atrage mai multe doritoare. Am înțeles. Cu accidentările, cum stați la fotbalul feminin? Stăm bine. Stați bine, da. Stăm bine. Cunosc și eu una din fetele componente ale echipei dumneavoastră de fotbal feminin, care joacă pe rolul de portar, postul de portar. Mi-a arătat niște vânătăi într-o zi, zice, de la antrenamente, zic, da, se vede. Acum, e riscul meseriei. Riscul meseriei, mai ales și poziția de portar e un pic mai dificilă decât celelalte. Pentru că mă gândesc că totuși fetele în timpul meciului se evită, nu se lovesc chiar atât de tare, adică nu sunt contactele atât de dure ca la fotbalul masculin. Ați fi surprins, sunt mult mai tare decât la băieți contactele, pentru că ele nu știu exact când să se oprească, adică mai ratează de, am înțeles. De mai multe și probabil nici nu execută corect anumite atacuri. Și sunt foarte doritoare, își doresc prea mult. Și atunci ambiția asta și să-și dorească atât de mult, câteodată mai sar calul așa și se mai lovesc. Am înțeles. Domnule Victorușca, revin la dumneavoastră. Din punct de vedere al bazei sportive pe care ați găsit-o la Hunedoara, sunteți mulțumit de ceea ce ați găsit acolo? Știu eu, din punct de vedere al recuperării, din punct de vedere al antrenamentelor, din punct de vedere al antrenamentelor fizice, aveți o sală de forță pentru, cum se spune, să pune mușchi ca și fotbaliști, pentru că au nevoie de masă musculară. Toate, știu eu, o cantină unde să le asigurați o masă pe zi. Nu știu, multe. O echipă de fotbal, din punctul meu de vedere, ar avea nevoie de foarte multe lucruri. Știți de ce vă întreb? Nu neapărat că trebuie să răspundem strict și să dăm părerea telespectatorilor că, bă, totul e roz la Hunedoara, totul jucăm, suntem bine, la anul suntem campioni și promovăm. Nu, spectatorii și telespectatorii care urmăresc meciurile trebuie să știe de la început, domnule, băi, au probleme acolo, acolo întâmpinăm, acolo le putem rezolva, acolo nu le putem rezolva. Și pe acest lucru chiar vreau să-i mulțumesc domnului președinte că a fost extrem de sincer din punctul ăsta de vedere. Și de-aia vă întreb, sunteți mulțumit de baza sportivă ce ați găsit-o la Hunedoara? În primul rând, eu sunt antrenor, nu sunt manager. Deci corect, ceea ce corect. Privește, dar din punct de vedere al antrenorului? Da, din punct de vedere al antrenorului, eu cred că la Hunedoara sunt condiții de Liga a doua, dar bineînțeles că mai trebuie multe puse la punct. Cantina încă n-a fost dată în folosință, dar se lucrează la ea. Până atunci se mănâncă, deci avem un parteneriat cu altcineva, corect? Să servim masa de prânz. Dacă cei care nu sunt din Hunedoara servesc și masa de seară, da, nu dăm nume de restaurant, că nu... Da, nu facem nicio reclamă, corect. Dar vreau să vă spun cu sala de forță. Încă nu este nevoie de o sală de forță pentru că facem în aer liber. Pe căldurile astea să mai intri și în sală, cred că ar fi prea mult. Deci ceea ce facem, da, sunt circuite de forță, mobilitate, rapiditate, echilibru. Terenul arată foarte bine. Terenul arată foarte bine. Foarte, foarte. Deci 2, cred că este unul dintre terenurile cele mai bune ce le-am văzut, da, în terenul ultimii ani. Terenul 2 este teren, poate chiar de Liga 1.
Terenul 2 și el a fost în reparație și săptămâna aceasta sau cel mai târziu săptămâna viitoare, dar eu sper că săptămâna aceasta va fi dat în folosință, în sensul că vom intra pe el să facem antrenamente. Iar terenul de zgură este, cum să vă spun, alternativa în caz de ploaie, ninsoare, o vreme foarte proastă, pentru a menaja, pentru a avea teren de joc foarte bun și teren de antrenament, mă refer la terenul 1 și terenul 2, se poate face și pe zgură. Este mai greu, este mai periculos, mai tendoanele, mai ligamentele sunt supuse unor presiuni mai mari, dar se poate face. De azi, din câte știu eu, ați început așa un pic în forță cu antrenamentele, adică ați mărit numărul de antrenamente sau chiar de săptămâna anterioare, doar că v-ați lovit de faptul că mulți dintre tinerii dumneavoastră jucători susțineau examenul de bacalaureat. Și atunci, probabil astăzi a fost chiar prima zi în care s-a lucrat la turație maximă. Se poate lucra în permanență la turație maximă. V-am spus că jucătorii sunt pregătiți și vin deschiși la antrenamente, în sensul că nu caută să, eu știu, spună că sunt accidentați sau chestii între acestea imaginare, n-au dormit bine sau n-au nu știu ce dureri de stomac au. Nu, este, zic eu, un colectiv care într-adevăr vrea să facă performanță și de aceea sunt încrezător. Cu siguranță și eu sper, și eu din suflet, sper că o să văd la Hunedoara un fotbal mai spectaculos din ce a văzut sezonul ăsta. Și revin la domnul președinte, ați fost vizitat de domnul președinte Răzvan Burleanu. Concluzii după vizita șefului fotbalului românesc, să zicem așa, între ghilimele. Da, într-adevăr, cu bucurie am primit acceptul pe la invitația pe care am adresat-o președintului Federației Române de Fotbal, domnul Răzvan Burleanu. Nu eram sigur că va veni, pentru că multă lume nu înțelege cât de încărcat este agenda unui președinte de federație, se dă jos din avion, merge în altă parte, vine și atunci la Hunedoara a venit pentru strict 3 ore, într-o vizită făcută de la Timișoara, Hunedoara, iar din nou Timișoara, pentru că așa este programul unui președinte de federație și cu siguranță trebuie să nu uităm că în momentul de față Hunedoara fotbalistică este la nivelul Ligii a 3-a, unde mai sunt încă 80 de echipe, adică noi suntem undeva în primele 120 de echipe din România. Burleanu merge la primele echipe, acolo este interesul maxim, dar până la urmă a acceptat invitația și ne-a vizitat. Alături de autoritățile locale și județene prezente la întâlnire, ne-am întărit convingerea că acest parteneriat pe care ni-l propunem pentru dezvoltarea infrastructurii sportive la Hunedoara va avea succes, pentru că noi asta vrem să facem. Atât timp cât în momentul de față și la echipa de senior, dar la cele de copii și juniori avem jucători strict din județul Hunedoara, din toate colțurile județului, am încercat să ne transformăm încet, încet într-o bază neoficială, un așa zis centru neoficial de excelență, pentru că nu ne putem ridica la nivelul municipiilor Timișoara, Târgu Mureș sau București, în care federația va deschide acele centre de excelență, însă asta nu ne poate opri pe noi să încercăm să atragem la clubul nostru pe cei mai buni jucători din județ și să le oferim tot ceea ce este nevoie pentru performanță. Iar vizita sa s-a constituit într-un veritabil succes datorită parteneriatului pe care l-am încheiat la finalul întâlnirii și în urma căruia factorii decizionali din primăria Hunedoara deja s-au întâlnit cu cei de la Federație și cu cei de la Compania Națională de Investiții și am fost incluși într-un program prioritar de sprijinire a reconstrucției bazelor sportive din țară, având promisiunea fermă că cel puțin terenul de zgură va fi transformat cu ajutorul lor într-un teren sintetic. Asta fără să mai ținem cont că tot cu ajutorul celor de la Federația Română de Fotbal și de la Compania Națională de Investiții vom reuși să sprijinim și partea de atletism, pentru că să nu uităm că la stadionul Hunedorean se antrenează și cei peste 150 de atleți antrenați de maestrul Berexazi și de doamna Marieta Ilcu, care recent au câștigat 5 titluri naționale la nivel de copii și juniori
și care până la urmă nu pot continua să facă performanță pe o pistă care este de nivelul anilor 80. Deci până la urmă și în localități rurale s-a ajuns să se construiască piste de tartan, piste profesionale pe care sportivul să se simtă sportiv, nu să se simtă hăituit. Iar toate aceste lucruri vin ca urmare a impresiei, pot spune, fără să mă laud, bune, pe care a avut-o conducerea Federației Române de Fotbal în urma vizitei la Hunedoara, ei fiind surprinși și recunoscând până la urmă că ei știau că vin la echipă de Liga 3-a, undeva gen, făcând o comparație, BC Chirec unde toaleta este în curte, BC-ul cu tălpi. Deci pentru ei asta este Liga 3-a, este Liga Rurală. Și-au dat seama că totuși Hunedoara ține sus steagul fotbalistic și nu-l va lăsa niciodată pentru că tradiția ne obligă, dar impresia bună i-a făcut să-și regândească acea vizită fulgerătoare la Hunedoara ca să fie făcută în startul unui parteneriat bun pentru toată lumea. Bun, revenim și la domnișoara Alina. Din câte știu la dumneavoastră, sunt puțin mai mari problemele din punct de vedere al fetelor din echipă, deoarece nu toate sunt, aveți și fete din alte localități. Ați venit în sprijinul fetelor care de trebuie să facă navetă, nu știu, orice alte probleme pe care le întâmpină, cum le puteți ajuta sau cum le ajutați deja pe aceste fete care sunt la dumneavoastră în echipă? Cu sprijinul conducerii am reușit să le facem abonamente fetelor. Avem din Brad un număr de 4 fete, dacă zic bine, iar restul sunt din oraș. Cu cele din oraș nu avem niciun fel de problemă, pot ajunge foarte bine la antrenamente, însă cu cele din afara orașului este un pic mai dificil, mai ales acum pe perioada verii, când ele nu mai merg la școală. Am avut câteva dintre ele care studiază în Deva, la liceu sportiv, iar acum le este mult mai dificil să vină la antrenamente. Locuiau aici, la liceu sportiv. Era mai aproape. Da, era mult mai aproape, însă acum sunt nevoite să facă naveta. Și din punctul ăsta de vedere, să înțeleg că au tot sprijinul nostru, adică le acoperiți abonamentul Da, am Brad, reușit să le facem abonament Brad Hunedoara. Da, mai este un singur caz care încercăm să rezolvăm. Pentru. Și tot așa aveți două antrenamente pe zi sau un singur... Nu, avem un singur antrenament pe zi, dar facem de luni până sâmbătă. Zilnic, mai, deja, nu? Zilnic, mai sunt și câteva excepții. Două ore, cel puțin. Două ore ține antrenamentul, da. Și tehnic, și tactic, la dumneavoastră cam trebuie muncit acolo. Cam toate. Din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere, da. Nu puteți să mergeți pe aceeași idee, de exemplu, ca la domnul Roșca, care azi poate să pregătească o temă anume, mâine altă temă. Nu se pune problema. Noi învățăm acum general. Practic, porniți cu alfabetul fotbalului la dumneavoastră. Da, punem accent mai mult pe partea tehnică, pentru că acolo trebuie să lucrăm mult mai mult și am integrat de luna trecută și un antrenament de forță pe săptămână, strict doar forță. Însă forța nu o facem cu greutăți, cu greutatea propriului corp. Am înțeles. Mai sunteți ajutată de, știu, o antrenoare secundă sau preparator fizic sau, nu știu, nu, legat? Nu, sunt singură. Și cum vă descurcați singură? Că e greu. Nu e chiar așa de greu. Nu e greu. Nu, eu zic că e greu. Măcar, nu știu cum să zic, cu o domnișoară sau o doamnă care să vină lângă dumneavoastră să vă ajute din punct de vedere al susținerei și, știu eu, cum să spun, și moral să fie lângă fete. Și din punct de vedere la un an, câte fete aveți în total în echipă? 25. 25. Eu cred că e destul de greu să supravegheați 25 de jucătoare deodată. Bun, 25 avem pe foaie, însă nu vin toate la antrenament. Avem și câteva excepții. Sunt fete care lucrează și atunci încercăm să le înțelegem. Pentru că practic la noastră este un fel de semi-profesionism. Exact, este fotbal, suntem înscrise la un fotbal amator. Chiar amator. Și nu sunt plătite și de aceea suntem conștienți că trebuie să lucreze, trebuie să câștige și ele bani cu ce să trăiască. Mai mult, fotbalul pentru ele este ca un hobby. Și sunt tare surprinsă pentru că vin exact, termină lucru și vin exact la antrenament, obosite și după lucru mai fac și antrenament. Și sunt foarte concentrate, lucru care mă miră. Am înțeles. De cele mai multe ori. Bun. Deci, din punctul ăsta de vedere, stați bine, din ce îmi spuneți.
Și înseamnă că sunt și speranțe de viitor că puteți progresa, pentru că una e să vii la antrenament cu toată dorința de a obține ceva și una e să vii să faci, stau, da, două minute stau jos, mă mai pun că mă doare șoldul, mă doare cotul și așa mai departe, ceea ce văd că la dumneavoastră nu se întâmplă. Deci stați bine din punctul ăsta de vedere. Stau foarte bine. La echipa mare nici nu mai vorbim, că ne-a spus domnul Roșca că toată lumea pune osul fără nicio problemă. Din punct de vedere al obiectivului pentru sezonul viitor, ca antrenor, deci îl lăsăm pe domnul Barnard, le evităm, zicem că nu e în studio, ce vă propuneți cu echipa actuală? Deci fără să mai aduceți nicio întărire. Sau unde credeți că vă puteți clasa cu lotul actual? Care îl aveți acum, la pregătire, acest lot de tineri, fără niciun jucător experimentat? Nu, momentan nu pot să vă spun, pentru că ar însemna să dau un pronostic. Înainte de începerea campionatului, am să vă spun, pentru că voi ști exact ce s-a făcut, cât s-a făcut și unde suntem la momentul începerii turului campionatului. De aceea, eu sper ca, în primul rând, din punct de vedere al sănătății, ei să parcurgă toată perioada aceasta de pregătire. Pentru că este o pregătire care te ține cel puțin 3 luni, cel puțin până în iarnă. Atât pregătirea fizică, cât și cea tehnico-tactică sunt la fel de importante, cu toate că cunosc foarte mulți antrenori și antrenori cu nume mari care spun că o echipă care știe jocul are și pregătire fizică, știe jocul în sensul că este bine organizată, are jucători care știu să stea în teren, știu să, indiferent ce sistem folosește antrenorul, să facă față posturilor respective. Deci, pe la sfârșitul lunii august, să-mi puneți întrebarea și atunci vă spun. Bine, sigur, ați dat dovadă de profesionalism nu, și la răspunsul acestei întrebări. E chestia că noi ne punem mari speranțe în echipă. Avem un program de pregătire care, zic eu, este pentru performanță. Ceea ce pregătesc din punct de vedere tactic, și anume așezarea în teren, sistemul de joc, este un sistem ofensiv, chiar la un moment dat ultra-ofensiv. De aceea și vreau să chem suporterii la joc, pentru că vor avea ce să vadă. Ce să vadă. Corect. Mai avem doar 30 de secunde și vreau să dau cuvântul domnului președinte să încheiem cu dânsul ca o ultima. Vă rog să invitați spectatorii din Hunedoara la cele două amicale, să le spuneți unde se desfășoară și o ultimă concluzie legată de ceea ce va fi la FC Hunedoara 1921. Da, miercuri de la 18 vom întâlni într-un meci amical la Hunedoara echipa Gloria Giurgiu. Sâmbătă de la ora 10 dimineața vom întâlni vecinii din Arad de la frontiera Curtici. Tot la Hunedoara? Tot la Hunedoara, bineînțeles. Urmând ca săptămâna viitoare, în 15 iulie, să avem debutul oficial în noul sezon, în partida de Cupa României pe care o vom disputa la Băița împotriva Șoimului din localitate. Corect. De aia spun, este o vară lungă, avem competiții din toate punctele de vedere și faptul că ne-am îndreptat acum atenția către echipa de seniori nu lasă deoparte eforturile pe care le facem pentru echipele de juniori. Vreau să spun că și juniorii vor pleca în perioada 24-26 iulie la cel mai puternic turneu din sud-estul Europei, la Cupa Clinceni, unde vor întâlni echipe atât din Europa cât și din alte, de pe alte continente, tocmai pentru că vrem să le arătăm că a fi fotbalist poți să o faci începând de jos. Deci Hunedoara practic trăiește și speră să devină o pasăre fionic, să urce cât mai mult în fotbalul românesc. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat invitația mea. Să vă promit că după primele 4-5 etape vă invit din nou în studio, ori în aceeași formulă, ori pe rând, fotbal feminin, fotbal masculin, pentru a discuta despre primele rezultate. Și vreau să invit toți telespectatorii miercuri la ora 18 la Hunedoara pentru a vedea meciul amical FC Hunedoara 1921 Gloria Giurgiu, sâmbătă la ora 10, tot la Hunedoara, FC Hunedoara Frontiera Curtici, și mult succes atât juniorilor cât și echipelor de fete și băieți de la Hunedoara. Vă mulțumesc! Mulțumim. Mulțumim și noi!